O prima piesă, Oana Radu a stat puțin de vorbă cu concurenții și bineînțeles că avea ceva informații înainte să intre în casa lor. L-a întrebat la un moment dat pe Caled de ce plânge, dar nu o plângea și după ce a spus asta a zis că următoarea piesă este ce mi-ai făcut tu mie poate reușește să și dea seama pe cine a pus el ochii. De asemenea, a văzut-o pe doamna Daniela și a întrebat-o a cui mamă este a spus ca lui Cristian, pe Cristian știm că îl cunoaște cumva pentru că cel puțin o dată s-au întâlnit la un podcast al Oanei Radu și a întrebat și cine este Nora, dacă există și au răspuns că Laura. Și cu Deli și-a discutat, iar acesta a spus că îi place cumva și de Eliza și de Delia. Delia a recunoscut și ea că îi este drag sau că îl place, dar că nu este doar într-o singură parte, că e mai este interesat și de Eliza.